Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un astronaut a pierdut prima roșie crescută în spațiu. Prima ce? Roșie, mă, tomată. Crezi că e român de-al nostru? Lasă telefonul, că nu mai pot. O fi român? Da, una am pierdut-o și pe cealaltă. A fost acuzat că a mâncat-o. S-a întâmplat pe Stația Spațială Internațională. Acest domn american, Frank Rubio, a avut ca sarcină să cultive mini-tomate. Roșii cherry. Era programul Space Tomata. Space Tomata. Da. Foarte complicat. Eu ce fac șefule acolo? Plantezi roșii. Hai, nu mă luați la mișto. Nu, nu, serios. Mi-am adus aminte de cum am avut eu ca sarcină să plantez dovleci în armată. Și n-a răsărit niciun dovlecel. Nu mai povestit? Cred că da, da. Am fost, eu m-am oferit voluntar, pentru că plec, adică stăteam pe câmp, la căldurică frumos. Și am plantat dovlecei, mi-au dat semințele de dovleac și le-am plantat la vreo 20 de centimetri adâncime, 25, am săpat niște grâu. N-au mai ieșit niciodată. Da. Și în primăvară toate loturile de la toate celelalte plutoane erau verzi, care cu ce primise? Și al tău era? Pepeni, porumb. Neatins. Da, nimic, era pârloagă. Ce, nu te-au arsene? A trebuit să dau explicații în fața plutonului. Uh-huh. M-a luat ăla, m-am fost acuzat că le-am mâncat la fel ca astronautul. M-au pus să sap după ele și am săpat, ăla se uita locotenentul la mine, ce faci, mă? Păi să arătă semințele. Păi unde le-ai pus? Păi zic în pământ, la ce adâncime? Aici, și am găsit într-adevăr un cuib de semințe de dovleac. Cum spuneam, la vreo 25 de centimetri adâncime, se uita la mine, mă, tu ești tâmpit, n-ai plantat niciodată? Nu. Cum să fi răsărit, făcea? Bine, asta e, deci a cultivat roșii, roșii cherry, mici. Da. Și prima a pus-o într-o punguță de plastic cu gândul să arate, să arate la unor elevi care urmau să participe într-o tranziune în direct, de pe pământ, așa. Și punguța a dispărut. Și au căutat-o luni de zile și n-au găsit roșia respectivă. Te gândești că pe Stația Spațială Internațională unde poate să fie? Uite, vezi? Cum eu am văzut într-un film că e dezordine acolo. Da, e dezordine mare. Serios? Serios. Știi filmul ăla cu Sandra Bullock, de intră în stația aia și e caosul de pe pământ? Da, eu am, da, am, sigur, am văzut și filme artistice, dar am văzut filmări de pe Stația Spațială Internațională. E cam cât un apartament de 5-6 camere. Asta zic. De mare. Caut-o roșie. Au găsit-o. În cele din urmă, târziu de tot, n-au spus în ce stare era, dar a fost exonerat de acuzații. N-o mâncase. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.